HCM Baia Mare își continuă forma excelentă din acest an și obține a cincea victorie la rând din tot atâtea meciuri disputate în grupele principale ale Ligii Campionilor. Mai mult, formația antrenată de Aurelian Roșca a înregistrat și cel mai categoric succes din această fază a competiției, după ce a învins la o diferență de 11 goluri echipa germană Thüringer. În partida disputată pe teren propriu, HCM a făcut un joc excelent în fața campioana Germaniei, la care a evoluat Crina Pintea, precum și fosta componentă a echipei băimărene, Eliza Buceschi. Echilibrul dintre cele două echipe s-a păstrat doar în primele 15 minute, după care HCM a preluat decisiv conducerea, iar până la pauză s-a distanțat la 6 goluri, scor 19-12. A doua repriză a fost dominată în totalitate de vicecampioana României, care a marcat la aproape fiecare atac, în ciuda faptului că băimărencele nu au forțat, iar tehnicianul Aurelian Roșca a odihnit cele mai în formă jucătoare, HCM a reușit să se desprindă până la 15 goluri. Astfel, cu 10 minute înainte de final, scorul de pe tabelă era 35-20. În ultimele minute de joc, Thüringer a mai redus din diferență, iar în final HCM s-a impus cu 38-27. Cea mai bună marcatoare a partidei a fost brazilianca Alexandra do Nascimento cu 9 goluri. În urma acestei noi victorii, băimărencele acumulează 10 puncte în grupele principale, o performanță extraordinară în condițiile în care au intrat în această fază a competiției fără niciun punct. Mă bucur pentru și sunt mândru de echipa noastră cum a jucat astăzi. Să felicit fetele pentru dăruirea de care au dat dovadă. Mă bucur pentru jocul bun din acest început de an al echipei noastre și să ne bucurăm pentru această victorie și de ce nu să luăm fiecare meci, să ne bucurăm pentru, dacă se poate, pentru orice meci câștigat sau pentru orice meci jucat bine. We had again a good game. I think we the last weeks actually we have a very good spirit in the team, and also I think you can see that on the field because we really perform like one team. În ultima etapă din grupele principale, HCM Baia Mare va evolua în deplasare la Rail Cargo Hungaria. Meciul va avea loc sâmbătă, 27 februarie.